să am alături de mine pe domnul profesor director la școala gimnazială Savin Popescu.
oamenilor este un model de viață pentru tinerii noștri. Ion. Ești de acord?
să vorbesc despre mine. În ceea ce mă privește, anul acesta am împlinit cel de-al 20-lea an de mandat de director.
de dată în ființă în 1949, așa numită școală de la Pod, da. Am încercat să o introduc pe lista monumentelor istorice. N-am
nu e neapărat a școlii, sunt una socială, plan demografic, tăderii continuă și drastice a numărului de copii. Și nu în ultimul rând, program abandonului școlar, despre care am mai vorbit și cu alte ocazii,
momento. Sí. No,
nivel. Da. Da. Domnule director, vă rog să ne precizați părerea dumneavoastră despre situația în care se află societatea noastră între regulie. Și bineînțeles, dacă se poate să și motivați. Dacă tot ați deschis subiectul mai devreme puțin. Vă rog frumos, domnule director. Să știți că mi-ar fi foarte simplu să spun
m-am întrebat și eu, așa cum se întreabă în general toată lumea, cui folosește și de ce. Și revin la ta
stabă că nu mai mișcă nimeni din țara asta de emoții și iată că tot nu se întâmplă nimic. Just
învățământul românesc. Deși acesta este la cel mai jos nivel la care se
ține o minte de 18 februarie, trebuia să se opteze pentru un nativ în varianta care numeric ar fi fost cea mai bine reprezentată. Iată ce s-a întâmplat. S-a făcut dezbaterea, s-a ales varianta. Cele trei variante care au fost în dezbatere au fost abandonate și apărut. Deci iată modul în care se perpetuează lucrurile. Și să se înceapă altceva. Acum, dacă mă întrebați cu mine ce aș face eu dacă aș fi ministru, pe ce aș face? Ce aș face? Să fac lucrul ăsta, n-aș putea să fac lucrul
de care nu se mai dă, pentru că vă dați seama că noi suntem partea unor experimente nesfârșite de 20 de.
și o să rămână. La fel ca înainte. Vom funcționa. Anul școlar ia aproape de terminat. Nu mai poți să folosești o nouă curriculă anul viitor. Prin urmare, iată că am să
deci asta este diferența. Unii au luat-o pe care noi am luat-o pe care noastră, că așa am fost noi în toată istoria noastră. Doar
adică școala să aibă autonomie să facă tot de la selecția cadrul didactice până la tipul de orientare curricular. Înțelegeți? Așa trebuie să însemne reforma reală. Ce s-a întâmplat la noi în bună tradiție română?
da 4x5, 4x8. De la modelul clasic democratic către modelul acesta structural Ar
Cel
Vă rog frumos, domnule director, să discutăm puțin despre acești factori. Despre acești factori.
está produzindo, se adianta, se certifica, e se adianta, se
site asta pentru că am fost un perfecționist să fac mai multe calificări. Adică am mai multe calificări și pot să supraviețuiesc, ca să spun așa. Moment dat în perioada
você funciona Yeah.
Doar să se numește șaptele lei. Te rog, să o un om rădea tot timpul de vecinul său care în loc să-și lucreze pământul duminic liber.
malas. Más
tentativo. Se tem parte da própria la 20, 21, 22,
la noi ar fi fost scuzabil. Dar iată, sunt tineri care probabil aflând de la din familie să cunoști, nu noi. Să te
cineva. Niciodată nu trebuie dat cu sufletul. Votul trebuie să fie cel mai rațional la act de pe planete. Este atât de important, este atât de rar, pentru că omul este important în patru anumări date, atunci când votează, atunci el este cel mai important. Din univers. Numai că e problema aceasta de conștiință, că el trebuie să se conștientizeze că votul este tot
nu mai vorbim că la